aici alături de noi, în acest weekend frumos de septembrie, la cea de-a patra ediție a școlii de vară, organizației tineret în Mișcarea Populară, un eveniment deja cu tradiție, care am vrut de fiecare dată din an în an mai mulți tineri care își doresc să vină alături de noi, să vină să discute cu liderii noștri naționali, să vină să socializăm și să ne cunoaștem mai bine, astfel încât să putem reprezenta partidul fiecare în județul lui cât mai bine, mai ales că deja de aproape un an de zile, de o sesiune parlamentară, suntem și partid parlamentar, avem și consilier local și consilier județean. Bună ziua, bine v-am regăsit! Mă bucur că anul ăsta sunteți mai mulți decât anul trecut și asta înseamnă că începem să devenim atractivi pentru generația tânără. Noi am avut un cer în care am făcut o trecere în revista stadiului alegerilor sau acolo unde încă nu s-au desfășurat la pregătirii alegerilor. Concluzia a fost că trebuie să extindem termenul până la sfârșitul lunii noiembrie, având în vedere că nu s-a reușit peste tot să se atingă obiectivul de a avea organizații în cea mai mare parte a localităților din fiecare județ. Vă pot spune și una din concluziile pe care le-am spus după această analiză colegilor voștri mai mari, cei care conduc organizațiile județene, că oricât ar fi de frumoase raportările, eu le compar tot timpul cu rezultatul din alegeri. Noi am avut niște alegeri parțiale, locale, în unele județe cu rezultate foarte bune și în altele cu rezultate catastrofale. Ceea ce face greu de crezut pentru mine când un județ care la parțialele locale a obținut rezultate de 1-2% să-mi spună că are 85% din organizații. Cred că putem râde toți de o asemenea raportare. Deci, rezultatele se măsoară în voturi și tentația de a umfla rezultatele nu poate funcționa, mai ales că nici eu nu m-am născut ieri pe pământul ăsta, iar în politică nu dau altă, ci mai de mult. E greu să coafezi rezultate în politică. Iar din acest punct de vedere, cred că și voi puteți avea un aport consistent la creșterea numărului de organizații. Nu o să intru în alte detalii, probabil fiecare în județ o să transmită mesajul. Deci cuvântul de ordine la cenul nostru, care și el a vrut să aibă un subiect de discuție. Dar principalul obiectiv al participării seniorilor la școală dumneavoastră de vară și a organizării acestui cen a fost și socializarea. Și vă rog să mă credeți că aseară m-a plăcut foarte mult că oameni pe care îi știam adversari au vorbit, s-au pupat, a fost bine. De la urmă, deci lucrurile școala de vară își atinge obiectivul. Acum, eu cred că, printre altele, așa cum știm toți, școala de vară este o ocazie să mai discutăm relaxat și niște subiecte politice. A fost domnul ministru Șalaru, care e președintele executiv al CEN-ului și care participă la școala noastră de președinte executiv al PUN-ului, Partidul Unității Naționale din Republica Moldova. Partidul Așteptare. Eu sunt președinte de onoare, partid din Republica Moldova înființat proaspăt, care are ca obiectiv politic declarat, într-o vreme în care președintele Republicii Moldova spune că Moldova trebuie alipită la Rusia,
Deci acest partid bun, Partidul Unității Naționale, are ca obiectiv unirea Republicii Moldova cu România. Cu certitudine, domnul ministru Șalaru v-a transmis mesajele dânsului. Eu aș vrea să abordez un subiect politic ce este pur și simplu abandonat în România. Am văzut discuții, deci eu vă spun acum din ce am văzut eu, din ce am auzit eu, din ce știu eu, direct din cel mai delicat for de decizie al Uniunii Europene, Consiliul European, acum unde se adună șefii de stat și de guvern, în mod obișnuit odată la 3 luni și iau decizii pentru toată Uniunea Europeană. Prin acele concluzii pe care Comisia trebuie să le transpună în decizii executive Comisiei Europene. Spre exemplu, știu discuția despre criza de identitate. Știu discuția despre criza de resurse a Uniunii Europene. Știu discuția despre criza de riscuri de securitate pentru țările din flancul estic al Uniunii Europene. Știu discuția și am participat la ea, discuția despre lipsa de încredere a cetățenilor europeni, este o altă criză pe care o are Uniunea Europeană, lipsa de încredere a cetățenilor Uniunii Europene în Uniune. În Bruxelles, știu foarte bine discuția despre așa numiții freeriders. Sunt țări care, așa îi numesc eu, nu i-a numit nimeni așa în Consiliul European, sunt țări care au semnat tratatul de aderare, sunt țări care au ratificat acest tratat, după care, și aici vizez indiscutabil Ungaria și Polonia, vin și bat cu pumnul în masă și spun să nu îndrăznească nimeni să ne atingă suveranitatea. Dragii mei, cine va citi tratatul de aderare sau tratatul de la Lisabona va constata că intrarea în Uniunea Europeană înseamnă un transfer de suveranitate către Bruxelles. Deci nu poți să spui vreau să fiu în Uniunea Europeană, dar vreau să fiu total suveran. Sunt domenii care nu sunt obiectul de interes al Uniunii Europene și acolo fiecare stat este suveran, dar sunt domenii în care scrie în tratat că sunt domenii comune. Mai mult decât atât, tot în tratat, veți găsi 12, dacă bine mă aduc aminte, în tratatul de la Lisabona, 12 domenii, în afară de cele declarate obligatorii din capul locului, în care Uniunea poate decide că devin obligatorii și el. Și coordonate în politici unitare făcute de la Bruxelles. Până la urmă, v-am înșiruit o listă de crize. Întrebarea este de ce niciuna din aceste crize n-a putut fi rezolvată de Consiliul European, de Parlamentul European, pentru ca, spre exemplu, să nu mai avem criza de identitate. Să nu mai avem criza de riscuri de securitate. De ce nu au fost rezolvate? Este întrebarea. Să nu mai avem criza de
încrederea cetățenilor Uniunii în conducerea de la Bruxelles. Niciuna din aceste crize nu a fost rezolvată. Eu le-am văzut evoluând, le-am văzut luate în discuție și deși s-au schițat gesturi sau acțiuni de îndepărtare a problemelor care au apărut până la urmă, n-au putut fi duse la bun sfârșit. Și aici răspunsul este unul singur și vă spun din această uriașă experiență acumulată timp de 10 ani. Uniunea nu-și poate rezolva propriile crize datorită lipsei de integrare a statelor membre în Uniunea Europeană. Lipsa de integrare ne face să nu putem lua decizii valabile pentru toți. Sigur, aș putea lua fiecare criză să vă dau explicația și unde este lipsa de integrare. Dar m-aș referi la ceea ce este foarte actual, acum. Criza reclamată de statele de la frontiera estică a Uniunii Europene ca fiind criză de securitate, risc de securitate. Și toată lumea tremură că Federația Rusă o să atace ori Baltici, ori Polonia, mai sunt și pe la noi care spun că ar putea să atace și România, desenează de pe hărți Crimea, malul Mării Negre, litoralul românesc, ne vedem invadați și... Există această posibilitate să se brodeze pe teme false exact datorită lipsei de integrare. Și o să vă dau un exemplu ca să puteți înțelege bine ce înseamnă integrare. Când vine vorba de securitate pe flancul estic, de la Baltici până la Bulgar, toți s-au țipat să vină americanii. Și americanii au venit, dar să știți că americanii veneau și nechemați. Ei n-au venit că au fost chemați. E un angajament de garanție a securității Uniunii Europene. Un angajament care decurge și din a securității Europei. Pardon, nu a Uniunii Europene. Este un angajament care decurge și din articolul 5 al Tratatului de Aderare la NATO și aici discutăm pe tot flancul estic numai de state membre NATO. Dar de ce nu reușim noi, europenii, să fim un element de descurajare pentru Federația Rusă când avem toate condițiile să facem acest lucru? Și să nu poată gândi nimeni că Federația Rusă ar putea să atace o țară baltică sau Polonia sau România sau Bulgaria. Vă dau cifre. Bugetul armatei Federației Ruse pentru anul 2017 este de 60 de miliarde de dolari. Ceea ce înseamnă circa 55 de miliarde de euro. Bugetul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru apărare în 2017 este 227 de miliarde de euro. Rețineți! 227 de miliarde de euro. Comparabil cu 55 de miliarde de euro cât are Federația Rusă. Discrepanța de potențial și de finanțare a apărării este uriașă dacă privești la toată Uniunea Europeană. Dar noi nu avem armatele integrate. Noi nu avem integrată activitate de cercetare pentru noi tehnologii militare. Noi nu avem integrate industriile de apărare.
Și vă mai dau un exemplu ca să vedeți ce înseamnă neintegrarea cercetării, neintegrarea industriilor de apărare. Armata Statelor Unite ale Americii, cea mai mare armată a lumii democratice. În toată această armată sunt 30 de tipuri de armament. 30 de tipuri de armament. În armatele statelor membre ale Uniunii Europene sunt 178 de tipuri de armament. Deci incompatibilitatea le ia acasă. Nu ne-am integrat nici cercetarea, nici industriile de apărare. Dacă cercetarea, spre exemplu, ar fi integrată, ce-ar salva? Foarte mulți bani. Pentru că în momentul de față, poate, spun poate, și România cercetează laserul antibalistic, și Marea Britanie cercetează laserul antibalistic, și Franța cercetează acest laser, poate cu cheltuieli separate, cu cercetători, cu bani alocați, în loc să concluzionăm că este o prioritate pentru armatele noastre să facem cercetarea cu o singură finanțare, dar utilizând toți cercetătorii de care dispun statele membre ale Uniunii Europene în acest domeniu. Pentru trupele terestre, facem fiecare transportorului blindat. Nu se potrivesc piesele de la unul la altul, nu se... fiecare țară e cu transportorul ei, dar am cercetat toți să-l facem, îl producem toți, fiecare stat în industria lui. În loc să spunem, cel mai bune transportoare le face România, producem transportoarele pentru toate armatele Uniunii Europene în România. Am dat un exemplu. Nu o să fie România cea care face avioane de vânătoare. Dar poate transportoare blindate și tancuri putem face. Și atunci am integrat interesele nu numai militare, ci și financiare. Și n-am cheltuit fiecare sume uriașe. Dacă iei trupele statelor membre ale Uniunii Europene și le aduni, numărul de militare al Uniunii Europene este mai mare decât numărul de militare al Armatei Federației Rusiei. Asta înseamnă lipsă de integrare. Noi ne speriem de ruși când avem un potențial uriaș, dar din lipsă de integrare a sistemelor militare nu putem descuraja Federația Rusă și atunci politicienii văd riscuri la adresa securității unor state membre ale Uniunii Europene, pentru că nu ne-am pus resursele la un loc. Partea dramatică este alta. Să știți că acești bani sunt pe care îi cheltuim aiurea, pentru că nu ne integrăm sistemele militare, banii ăștia sunt din taxele contribuabile. Poate că integrând cercetarea, am putea să alocăm mai mulți bani tot într-un sistem integrat, să cercetăm cancerul. În momentul de față, din cele 28, cu tot cu Marea Britanie, de încă e membru, cele 28 de state membre, toate cercetează să caute un antidot pentru cancer. Dacă banii alocați de toate cele 28 de state ar fi la un loc, specialiștii la un loc, s-ar economisi sume uriașe. Asta înseamnă integrare. Ca o concluzie, la exemplu, cu armata pe care vi l-am dat, armatele statelor Uniunii Europene și armata Federației Ruse. Este că risipim bani și nu ne asigurăm securitatea prin descurajarea Federației Ruse. Mai devreme sau mai târziu, și ferească Dumnezeu de bun eveniment, cetățenii noștri vor sesiza că
că noi, statele Uniunii Europene, am avut de 5 ori mai mulți bani pentru apărare decât Federația Rusă, în schimb țipăm de spaima Federației Ruse. Și vor înțelege cetățenii că i-am avut, dar i-am folosit prost. Că ne-am bătut joc de ei, fără să atingem scopul pentru care, din taxele cetățenilor europeni, s-au cheltuit acești bani. Să știți că astfel de exemple pot fi date în foarte multe domenii. În industria farmaceutică. Toți cercetează să facă pilule. Toate marile trusturi care produc medicamente. Dacă s-ar decide și sănătatea este din domeniile în care Uniunea Europeană poate interveni. Dacă s-ar decide să concentrăm banii pentru cercetarea noilor medicamente și să eficientizăm utilizarea acestor bani, să nu mai cheltuim fiecare pentru câte o pilulă. Să cercetăm cum să o facem, să o producem și așa mai departe. Deci asta înseamnă, când auziți cuvântul integrare, să știți că este vorba de punerea, de multe ori, este vorba de punerea resurselor la un loc pentru a salva bani și a obține rezultate mult mai bune decât când suntem toți în acțiuni separate, individuale. Doar ca fapt divers, pentru că nu are legătură cu subiectul, aș mai face o recapitulare ca să vedem cam unde suntem. Spre exemplu, Statele Unite alocă bugetului apărării anul acesta 665 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă cam 500 și vreo 70 de miliarde de euro. De asta țipă Trump, măriți-vă și voi bugetele de apărare la 2% conform Tratatului de Aderare la NATO. Dar acest exemplu este foarte ușor de înțeles ce înseamnă o activitate integrată în Uniunea Europeană. Noi, practic, suntem în situația în care Lituania consideră că trebuie să apere singură și de asta țipă să vină americanii, Latvia consideră la fel, Estonia la fel, Polonia la fel, România la fel, Bulgaria la fel. În loc să spunem, stați bă, fraților, suntem noi la frontiera de est. Și acolo la Atlantic mai sunt încă armate care au resurse uriașe. Țipăm după americani, dar noi nu reușim să creăm cetățenilor noștri feeling-ul că Federația Rusă nu poate fi un pericol militar pentru Uniunea Europeană. Tocmai datorită acestor alocări diferite. Dar modul individual în care alocăm acești bani ne fac vulnerabili. Deci lipsa de integrare ne face vulnerabili. Cetățenii noștri au sentimentul vulnerabilității. De ce? Pentru că nu suntem în stare să le spunem. Iar dacă îmi spune public, de pe la Bruxelles, noi alocăm 227 de miliarde de euro, cred că s-ar urca pe pereți cetățenii europeni și ar spune, bă, și atunci de ce ne speriem de Federația Rusă, de Putin, care alocă doar 55 de miliarde? Și ar găsi ei imediat explicația. Aha, îi risipiți. Îi folosiți fiecare de capul vostru, în loc să-i puneți la un loc. Și banii aia să-i alocați să aflăm cum găsim un vaccin anticancer sau știu eu ce. Deci problema integrării trebuie să devină subiect în România. Din păcate, românii sunt bombardați cu Tudose că și-a făcut cărarea pe mijloc, că n-are cal, cu Ponta că știu eu ce-a mai făcut, cu
Dragnea că și-a negociat cu sistemul, astea sunt frământările noastre, dar oamenii politici nu aduc în sfera dezbaterii publice lucruri esențiale care vizează viitorul lor. Aș putea merge mai departe. După cum știți, eu sunt un politician care susține accelerarea proceselor de integrare, în primul rând din acest motiv, al lipsei de, al risipei de resurse. În al doilea rând, trebuie să privim la viitor. Și cred că oricine intră pe internet și este interesat de evoluțiile lumii, vede că în ultimii ani Moscova se înțelege tot mai bine cu Beijingul. Asta și în același timp vede disputele între Uniunea Europeană și Statele Unite. Dispute comerciale, dispute pe schimbări climatice și așa mai departe. Dacă am ajuns, după ce s-a negociat câțiva ani tratatul comercial cu Statele Unite, până la urmă datorită câtorva țări din Uniunea Europeană, să nu se semneze tratatul comercial cu Statele Unite. Ori, viitorul ne arată cu totul altceva. Moscova are politica la care visează de mult. Lumii tripolare. Își dă seama că ea singură nu mai poate fi, ca pe vremea războiului rece, unul din mari jucători ai lumii bipolare, cum era America și Uniunea Sovietică. Își dă seama că nu are resurse să mai revină la statutul pe care l-a avut cândva. Și atunci politica Federației Ruse este să creeze lumea tripolară, cu trei centre de decizie. Washington, Moscova și Beijing. Asta diminuează mult capacitatea vestului de a conduce procesele unei lumi care se globalizează tot mai mult. Este evident că lumea tripolară va micșora capacitatea Americii și de a distribui democrație și de a distribui securitate. Din punctul meu de vedere, soluția pentru viitor, și nu extrem de îndepărtat, 15-20 de ani, deci voi, tineretul, veți prinde aceste vremuri. Dacă Uniunea Europeană nu-și accelerează procesele de integrare, va rămâne America și nu va putea face față dezvoltării Chinei și a resurselor naturale pe care le are Federația Rusă, vom avea o lume tripolară în care nu va fi suficient să te corelezi cu americani, va trebui să te corelezi și cu rușii, și cu Beijingul, cu capitale, cu sisteme total diferite decât sistemele de valori pe care le are Uniunea Europeană. Soluția este să existe un singur pol în care lumea democratică domină decizia planetară și asta nu se poate realiza decât cu o Uniune Europeană relevantă, pentru că Uniunea Europeană a devenit tot mai puțin relevantă în ultimii 10 ani, tot mai puțin influentă în ultimii 10 ani. Deci ne trebuie, avem nevoie să creăm o Uniune Europeană care, prin integrare, să ajungă până la o formulă apropiată de Statele Unite ale Europei, un parteneriat între Statele Unite ale Americii și Statele Unite
al Europei pentru a putea să se afle și Europa pe puntea de comandă a proceselor de globalizare. Pentru că altfel s-ar putea ca noi europenii să fim în situația de a reacționa la crizele create de globalizare. Am preferat această temă în discuțiile cu dumneavoastră pentru că primele alegeri pe care le vom avea vor fi alegerile europarlamentare în 2019. În momentul de față, niciun partid din România nu abordează tema casei noastre comune, care este Uniunea Europeană. Ori noi trebuie să începem să vorbim românilor despre Uniunea Europeană și despre nevoia de integrare. Mai mult decât atât, avem partide care spun, să nu ne spună nouă Bruxelles, eu nu spun că nu sunt și exagerat. Ce ne trebuie nouă euro? Nu? De ce să-i trebuiască euro? E un mare business să nu fii în zona euro. Dacă intri în euro, jupânul băncilor devine Banca Centrală Europeană, cursul de schimb se stabilește la nivelul Uniunii Europene și lăsat liber. Profiturile din cursul de schimb pe care le obțin băncile nu se mai pot obține. Și atunci de ce să nu stăm noi cu leul nostru strămoșesc? Vreau să știți că și asta este un refuz al României de a respecta tratatul de aderare, pentru că ne-am obligat ca atunci când condițiile permit să trecem la euro, iar România îndeplinește de 3 ani condițiile de aderare la prima etapă premergătoare intrării în zona euro. Există riscul ca la anul să se deterioreze aceste condiții, adică să ieșim din parametrii de inflație datorită accizei care se introduce pe combustibil. Dar interesele unor grupuri ale băncilor din România și inclusiv a Băncii Naționale, cum să mai iasă doctor Isărescu să dea lecții docte de la înălțimea scaunului de guvernator al Băncii Naționale dacă treci la euro? Atunci trebuie să uiți în gura lui Draghi, care e președintele Băncii Centrale Europene. Când vine vorba de inundat piața cu euro, de retras, de mărit masa monetară, de redus masa monetară, nu te uiți la Isărescu. Nu mai face Isărescu politica de curs. Da. Nu mai profită băncile de fluctuațiile monedei naționale. Pentru că este un curs pe toată piața Uniunii Europene. V-am dat doar un exemplu în care un stat care s-a angajat, deși îndeplinește condițiile de 3 ani, să zicem, așa numitul RM1. Nu face. Nu face și avem și riscul să degradăm unul din cele 4 criterii de la Maastricht care ne fac compatibil cu zona euro, adică criteriul inflației. Dragii mei, cred că avem obligația să le vorbim românilor despre Europa. Pentru că va fi foarte greu să-i vorbești în campania de europarlamentare românului despre integrare europeană și avantajele ei în campania de europarlamentare. Deci, va trebui să începem să vorbim despre casa noastră comună, care e Uniunea Europeană. N-aș vrea să mai lungesc mult subiectul, dar dacă vor fi întrebări,
Am foarte multe răspunsuri la întrebările legate despre Uniune. Aș remarca însă un lucru care mă deranjează cumplit și pe care Eugen l-a sesizat foarte bine. Așa numita dispută română-maghiară. Plecată în nouă hotărâre judecătorească în România, deocamdată nimeni nu pune sub semnul întrebării hotărârile judecătorești. Poți să vorbești despre ele, dar e hotărâre judecătorească, asta e. Nu ăsta este însă aspectul pe care vreau să-l subliniez. Ci ceea ce face o companie pe care România a primit-o cu ospitalitate pe teritoriul ei. Este vorba de compania petrolieră MOL. Companie aparținând Ungariei. În toate stațiile MOL se distribuie hărți cu ținutul secuiesc autonom în mijlocul țării. Dragii mei, cei care aveți mașini, vă rog din suflet, nu mai cumpărați combustibil de la MOL. Nu mai cumpărați combustibil de la MOL, pentru că nicio companie nu-și poate permite să facă o campanie împotriva Constituției statului pe teritoriul căruia a fost primită. Cum să faci să promovezi prin pliante distribuite în benzinăriile MOL autonomia ținutului secuiesc când tu îți desfășori activitatea comercială pe teritoriul unei țări în care, în acele Constituție, spune foarte clar, România e stat unitar. Stat unitar nu înseamnă stat cu enclave autonom, ci un stat în care tot teritoriul este dominat de aceleași legi. Mai sunt lucruri, sper, colegii parlamentari, dacă vor lua cuvântul, să sublinieze lucruri care sunt în neregulă din punct de vedere legislativ și care se află în discuțiile, în dezbaterea unor comisii parlamentare, tot legat de ceea ce fac parlamentarii UDMR. Eu n-am să uit, declarația lui Kelemen Conor că pentru ei 1 decembrie este o zi de doliu, nu o zi de sărbătoare. Uitând acest Kelemen Conor, că este cetățean român, s-a născut aici. Și din păcate, lideri oportuniști, populiști, din UDMR, promovează aceste idei de lipsă de respect pentru istoria și realitățile țării în care te-ai născut, a propriei tale țări, a țării al cărui cetățean ești, al țării pe banii căreia cercuri pe șosele, cum sunt ele. Da, eu vă mulțumesc mult și rămâne așa. Nu cumpărăm combustibil de la MOL. A subliniat un lucru fundamental, deosebit.
ceea ce privește proiectul național al României de unire între Moldova, noi, în primul rând, trebuie să dăm de dovadă de conștiință geopolitică. Conștiința geopolitică, eu cred că se rezumă, în primul rând, la conștiința a spațiului. Și... Întrebare. Da, o secundă. M-am sumat bătăi. Da, să mă fac de gând. Așa. Deci, domnule președinte, eu am spus că în cadrul Uniunii Europene nu se naște un consens. Problema este că, din punct de vedere al conștiinței spațiului, una este să fii român și să privești pericolul rusesc, și asta, alta este să fii olandez și să privești același pericol. Olanda, care tradițional vorbit, a avut niște preocupări mai legate cu comerciale. Una este să fii italian și să privești problema refugiaților, și alta este să fii danez. Așa că, întrebarea mea pentru dumneavoastră este, cum poate Europa, care, să nu uităm, a fost teatru care s-au desfășurat cele două război mondiale și în continuare se n-au tensiuni foarte mari, cum poate Europa să ajungă la o adevărată alianță? Cum poate Europa să se unească în adevăratul sens? O să te dezamăgesc. Prin integrare. Poate să se unească. Ca să ajungem însă la integrare, trebuie să avem conștiința necesității acestui lucru. Pentru că și la noi a început această abordare, și anume să dai vina pe Bruxelles. Era una din marile probleme pe care le discutam la Consiliu și unii șefi de stat și de guvern reacționau chiar la afirmația ale colegilor din Consiliu, care, odată întorși acasă, își justificau eșecurile interne prin deciziile Bruxelles. Ori, nimeni nu spune că Bruxelles este o administrație perfectă. Toți știm că și dacă vrea, Bruxelles nu poate să facă tot ce ar trebui să facă. Pentru că se opun statele membre. Și atunci, soluția pentru ca noi să ne rezolvăm aceste probleme, inclusiv cele de securitate, este ca oamenii politici să explice, uite, dezavantajele neintegrării în domeniul militar. Dezavantajele neintegrării în domeniul cercetării pentru descoperirea cancerului. Dezavantajele neintegrării în domenii precum transporturile. Nu? Trebuie să schimb locomotivele dacă pleci din România în Ungaria, trebuie să... lucruri complicate. Ca să faci treaba asta, trebuie să fii politician responsabil. Trebuie să știi că s-ar putea să nu-ți aducă voturi în raport cu țipătul Tudose are dungi pe frunte. Da? S-ar putea să nu-ți aducă voturi, cel puțin în faza inițială. Dar dezbaterea, explicarea avantajelor integrării și implicit posibilitatea să ne garantăm securitatea, să descurajăm, nu să ne o garantăm. Că suntem și membri NATO și NATO este aliatul cel mai important al Uniunii Europene din punct de vedere securitate, deși suntem aproape cam tot aceeași. Deci, integrare este răspunsul, dar acest lucru nu se poate întâmpla până când noi, politicienii, nu încercăm să intrăm în mintea cetățenilor europeni și să le explicăm avantajele integrării. Pentru că foarte mult și ce am avut o dispută, sigur, elegantă, dar dispută, cu președintele Seimului polonez acum, la tema pe care, la una din cele două teme pe care le-am susținut,
legat chiar de Uniunea Europeană. Și dânsul susținea să nu se amestece nimeni în treburile noastre interne, iar eu l-am întrebat, ați semnat tratatul? Da! Ia vedeți ce scrie în capitolul ăla de pe acolo, că foarte multe domenii sunt în administrarea Bruxelles. Deci ați cedat suveranitatea odată cu ratificarea tratatului. Avem obligația să fim cinstiți cu cetățenii. Inițial nu va aduce voturi. De asta vă trag semnalul de alarmă pentru 2019, pentru a reuși să facem mesajul discutabil de către cetățeni, la fel cum discută despre meciul Steaua cu CFR Cluj, trebuie să introducem mesajul în dezbatere publică de pe acum, dar de pe poziția unora care știu despre ce vorbesc. De pe poziția unora care sunt informați și reușesc să privească puțin spre viitor. Asta e răspunsul. Sigur, pare puțin bruselizat, dar asta nu e. Cetățenii francezi trebuie să se regăsească în Parlamentul European. Pentru că numai așa el va da încredere că este reprezentat în decizia luată la nivelul Parlamentului Uniunii Europene și care îi afectează viața, bine, rău, dar îi afectează. Deci, a desființa listele naționale ar fi cea mai grea lovitură dată ideii de încredere în listele instituțiile europene și ca atare de încredere în procesele de integrare. Nu, și cred că niciun om politic întreg la minte din Europa nu va susține așa ceva în forurile de decizii europene. Să avem liste transnaționale. Ce mă fac? Câți cetățeni ai Ungariei să pun pe lista noastră ca să fie transnațională? Nu merge. Eu vreau să știu că indiferent sunt la popular, sunt la socialist, sunt la liberal, cei 21 de parlamentare pe care i-am trimis în Parlamentul European sunt români. Numai așa se va crea încredere în instituție. Ceea ce și este acum. Așa cum se desfășoară alegerile pentru Parlamentul European, așa trebuie să se desfășoare și în viitor. Ce va trebui să alegem? S-a făcut experimentul președintele Comisiei Europene, ales de cetățeni. Adică, spre exemplu, PPE-ul a spus, noi îl avem candidat pe Jean-Claude Juncker. Dacă PPE-ul câștigă europarlamentarele, deci noi toți care ne-am dus cu voturile PPE-ului din fiecare țară și am avut numărul cel mai mare de parlamentari, Jean-Claude Juncker va fi președintele Comisiei Europene. Probabil sistemul în timp se va extinde și la președintele permanent al Consiliului European. Dar până una alta, reprezentarea, sentimentul fiecarei națiuni că este reprezentată de cetățeni de-a ei în Parlamentul European este foarte important și nu cred în liste transnaționale. Nu-și vor mai atinge efectul de fond. Politicienii din România nu știu realitățile României, dar în de atunci când le știu, dacă nu le convin, nu le recunosc. Le folosesc doar ca instrument de bătălie, dar nu ca să le rezolve, din păcate. Asta e. Da, problematica Republicii Moldova este puțin cunoscută de politicienii români, pentru că s-au aplicat asupra ei. Însă, nu cred că ar exista un politician român care să se opună unirii Moldovei cu România. Marea problemă este când o să o vezi voi. Bună ziua, vă președinte, întrebarea este pentru dumneavoastră. După ce domnul Plăhotniuc decide să vă acorde cetățenia înapoi, vă interesează
Veniți, frate, vreau să faceți, să, să dezvoltați Partidul Unității Naționale. Avem nevoie de dumneavoastră, în aula. Bun, păi decizia mea este să vin mult înainte să-mi dea cetățenia înapoi și vreau să știți că nu depinde de Platoniu. Eu am o dispută în justiție cu președintele Dodon. Deci, mă va reda înapoi justiția din Republica Moldova. N-am nevoie de Plăhotniu sau de Dodon. Vedem. Eu vă fac propunerea să luăm ultima întrebare și să mai prindeți și voi câteva minute de plajă. Din 20 de tineri, am o întrebare, să vreau să se poate. Care este poziția României în urma deciziei curții de justiție de la Uniunea Europeană privind cota imigranților? Și mai ales acum, cum s-a prins și pescadorul ăsta din Marea Neagră. Mulțumesc! Orice decizie a unei curții de justiție se respectă. Deci, e punct. Orice puncte de vedere am avut până acum. Avem o decizie judecătorească a Curții Europene de Justiție, devine lege pentru toate statele mele. Asta. Însă, că veni vorba, ce anticipam acum 2 ani, că o să apară ruta peste Marea Neagră, se întâmplă, după cum vedeți, în ultimele săptămâni, tot mai multe nave cu migranți și eu sunt convins că navele astea, embarcațiunile astea vin din Turcia, sosesc pe litoralul însorit al Mării Negre. Să vedem, nu cred că au venit la plajă sată din stins de zonul. De cei mai mulți sunt bronzați în pentru o reuniune pe tema presa, mediatorul între cetățenii și o prezență publică locală.